Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București. Alo! Ia stați! Alo! 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 Sans contrainte de liberté d'expression totale. Un sentiment qui a sans doute heurté le président Iliescu et son entourage, un président au pouvoir presque absolu depuis les élections qu'il a remportées triomphalement. And this is how the miners defended Romania's citizens. Old, young, male, female, no one escaped. What began yesterday in smoke and flames when police broke up a nearly two-month-old anti-government protest turned into an ugly celebration of brute force. Soldiers did what they had to do, the president said. Iliescu didn't need the army or police today to defend the rule of law. He had his people. He had turned Romanians against Romanians. Țară fără lume, nici lume fără țări. Să crească în lume pacea, dreptatea, bucuria. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și e legal, n-ar fi nimic de ascuns și trebuie să vin noaptea la minus 10 grade ca să demolez monumentul. Văd că nu ați ascultat rugămintea mea, haideți vă frumos să mă însoțiți la secție. Nu vreau să merg nicăieri. Păi, dar de ce faci? De ce? De ce? Ia mă, ia! De ce luați? Vă întreb, de ce l-ați reținut pe colegul meu? Normal, eu locuiesc în zona asta, nu văd picior de jandarm zi de zi, plin de interlop. Acum, brusc, văd oameni cum se cade legitimați. De ce? Spuneți-mi de ce? Îmi doresc să vă văd zi de zi aici, în mizeria asta care e aici zi de zi și nu sunteți aici zi de zi asta, dar nu vă văd zi de zi când e plin de interlop și de pungași, de toată pleava societății și nu sunteți legitimați. Voi îngi și oameni cum se cade și uitați în dubă. Dar de ce mă luați? Haideți!
Vă rugăm frumos să mergeți pe trotuar. Și tu familia voastră vă protejezi. Sunt aici pentru familia mea. Da, dumneavoastră vă protejați protejând o corporație. Treaba s-a împuțit în România. Să-ți protejezi, ești un ticăloș, ești un ticăloș, nicăieri justiție, este